care evreii trăiau în orașe germane erau un pic ca mizere. Sărace, se trăia sumat și așa mai departe. Astăzi e clar, Kant a avut o imagine asupra iudaismului formată văzând ghetoul. Mai e clar că el s-a folosit de o carte a unui evreu care a criticat starea ghetoului. Un evreu articol a criticat spunând, uite ce rău ducem, hai să facem ceva aici, că nu mai e bine. Or, Kant nu și-a dat seama că era o carte polemică și a luat-o ca bază pentru Israel. Kant nu era antisemit. Dar în chestiunea aceasta a făcut mereu o confuzie între iudaism și, viața din ghetou. Oricum, în această situație, Kant gândește politica pentru statul german. Politica lui era o politică națională, în înțelesul că cerea evreilor să intre în stat cu toate drepturile, dar să lase undeva, la o parte, iudaismul, pe care îl lasă în suflete, dar pe care acesta era statul. Kant însă, ceea ce la noi nu se convențează, pentru că nu se citește până la capăt Kant, Kant a conceput și o cosmopolitică, adică organizarea lumii, din punctul de vedere politic. Iar în cosmopolitică, el operează un alt model, dacă ne uităm politica și a lui, până la Carl Schmitt. Politica e o disciplină, dacă vrem, o știință, dacă pot să termeni, concepută pe relația prieten-dușman. Politica totdeauna e axată pe delimitare. Orice și la Aristotel, vedem, se delimitează lumea greacă de barbari, nu? Politica este organizarea statului, se face în față barbarilor. Nu cumva să intre pe aici un barbar, că trebuie să luăm măsuri, se înțelege. Sigur, Kant, totuși genial, și-a dat seama că acest model politica, al politice, acesta e cel care în moderne l-a impus, din ceasă, folosește, trebuie să fie complementată de o cosmopolitică. Pentru că, între timp, avem, între timp avem mulți oaspeți, spunea Kant. Iar regula trebuie să fie ospitalitatea. Cu alte cuvinte, politica e dirijată de modelul distinției dintre prieteni și dușman. Cosmopolitica este ghidată de regula ospitalității pentru toți, pentru că toți face parte din același gen uman. Sigur, Kant a ajuns până la această, vedere. Sigur, această viziune a unei, lumi organizate după regula ospitalității n-a fost, n-a adus numai aplauze lui Kant. Sigur, Moses Mendelssohn, sunt mulți Moses. Moses, inițialul Mendelssohn, a fost mai mărit, mă rog, tot felul de Moses, da, foarte mare. Sigur, Moses Mendelssohn a fost sceptic, a spus ceea ce gândește Kant, o umanitate universală organizată după regulile ospitalității, e foarte frumos, dar e cam, un vis, e cam nerealist. În orice caz, trebuie spus, Kant are meritul că deschide cu această reflexie într-o perspectivă supranațională, să folosim acest termen, ale epocii noastre. Pe de altă parte, sigur, el pune probleme grele în teritoriul discuției despre, emancipare. Dar în orice caz, ca să nu lungesc aici, pentru cei care studiază pe Kant, e de recomandat. Acum, mai stăruitor, ca în generația mea, era sub influența unor analize germane, neocantiene, nu se pot înțelege criticile kantiene, nici chiar critica conceptelor științifice, care e o critică, să nu înțeleagă cei de la științe, că e respingerea științei. Este o încercare de lămurire a condițiilor în care este posibilă conceptualitatea științifică. Sigur, criticile lui Kant toate sunt, vin din acest orizont al problemei emancipării, problemei de politică și de cosmopolitică, pe care le-a pus și lui Imers, pentru că noi de obicei interpretam și la această universitate că la început sunt criticile și apoi consecințele. Nu. Kant avea un orizont, dacă vrem, politico-etic, de la început, în care a elaborat filozofia. Sigur, Kant n-a făcut mai mult, a dat aceste modelări, n-a intrat mai profund, însă, încă o dată, explicit el a recunoscut contribuțiile lui Mendelssohn concepte de valoare general umană, universal. Sigur, Mendelssohn a dat, ceea ce spuneam eu, două piese, teoria libertății de conștiință, care apoi a rămas în toate Constituțiile până la noi, încă mai rămâne Constituție, mă rog, sperăm că va rămâne și în continuare,
și teoria distinției dintre religie și stat. Atât cele două teorii înăuntru unei discuții accentuate și mai mult în Germania, după ce Iosif al II-lea a emancipat formal evreii din Imperiul Austriac. Era o legătură germanii de atunci cu austriecii, și sunt în Imperiu. Sigur, erau și inconsecvențe și Moses Mendelssohn le știa foarte bine, nu? El a avut un tânăr evreu, foarte talentat, a venit la Viena, a luat emanciparea în serios, a venit Iosif al II-lea și a dus să devină profesor universitar. A fost lăsat până la doțel și s-a spus, nu, mai departe nu-i voie. De ce? Statul se definea ca un stat creștin. Și nu se putea. Sigur, de asemenea, și el a pățit-o. A fost primit membru al Academiei Prusace, ceea ce era mare succes, prima dată, un evreu intra în Academia Prusacă, dar nu i-au semnat indemnizația, nu i-au dat indemnizația. Trebuie să fie în continuare proprietarul unei fabrici de țesături, cred, din care își câștiga existența. Altfel, sigur, putea și să reflecteze mai mult decât a făcut. În orice caz. Sigur, zona care a suscitat probleme atunci a fost Alsacia. În Alsacia apăreau continuu povești despre ce rele au făcut evreii. Toate poveștile medievale au fost resuscitate în Alsacia. Pe teren a intervenit însă, în mod interesant, un foarte calificat funcționar prusac, german-german, domn, care a publicat atunci o carte și în care a distrus, de fapt, mitul care era în circulație atunci, și anumit un mit al corupției ontologice a evreilor. El a arătat că, de fapt, nu este, toate sunt povești. Evident, spune el, evreii au o altă situație, ei au de multe și alte gânduri, pentru că așa au fost forțați de o diasporă care vine de la ocuparea de către Titus a Ierusalimului. Acest domn a avut meritul de a cere explicit ca evrei să fie puși pe picior de egalitate în statul german cu toți ceilalți. Meritul de a propune explicit emanciparea fără nicio altă condiție. Evident, și el încă opera în imagine, în cadrul acelui numitul paternalist politic. El cerea regelul să intervină și ca un bun părinte să facă aceasta. Dar, sigur, nu aceasta era mai important. Mai important era, pentru prima dată, se cerea această punere pe același picior de legalitate între a evreilor cu ceilalți. Sigur, lucrarea care va marca și discuția de atunci, dar și Europa în continuare, este o lucrare nu foarte mare, dar Jerusalem, mai ce ediția franceză, Jerusalem, un pouvoir religios de judaism, cartea răscolitoare, care fixează libertatea de conștiință ca opțiune constituțională. Sigur, astăzi noi avem libertate de conștiință. Ea nu e de la sine înțeleasă. Nici o libertate nu e de la sine înțeleasă. Vedeți că sunt cucerite de eventuale plan istoric. Și sigur, el fixează pentru toate Constituțiile ulterioare de conștiință. Și această carte este locul. A doua, cum spuneam, este relația dintre stat și religie. După părerea lui, statul guvernează și pune reguli, religia dă învățături și consolează. Una din marele lui argumente era acela că statul nu are nici un drept să intervină în chestiunile de conștiință. Cu el apare acest argument solid. Nu-i treaba statului să regleze problemele de conștiință ale cetățenilor. Ele sunt probleme de altă natură pe care cetățenii singuri, religia, le reglează. Și cum spuneam, de la el vine această doctrină. Religia e o chestiune privată a cetățenilor, statul se ocupă de cu totul altceva. Spuneam că probabil suntem la capătul istoriei acestei doctrine. În ce sens? Am o discuție ieri, sunt aspecte, de coleg Fronsen.
Probabil ei au altă opinie, bineînțeles.